avem niște colindători foarte interesanți, dar până una alta să nu uit să vă reamintesc pentru sala Palatului 23-24 februarie a Eva Coandra, biletele pe eventim.ro sau la caseria sălii Palatului. Asta ca să știți de dragobete ce program să vă faceți. Felicitări, domnule, pentru că ai avut hitul anului. Omul ăsta a avut hitul anului, așadar vă rog frumos aplauze pentru domnul Sanda. Vă mulțumesc din suflet. Ești foarte tare. Edward Sanda. Edward Sanda, bineînțeles că a vorbit Lo, J-Lo. A fost bună asta. Bună de tot. Jo, bună, mai ai emoții? Am avut data trecută, mai simți, nu? E o fată foarte talentată venită de la Chișinău și face parte din echipa Famous Brand. Famous Production, unde lider este un băiat care este Famous Brand, adică Randy. Asta uite-te la el, este... Stați aici, ascuns după pian, ridicați-vă în picioare să vă vadă toate telespectatoarele. Haideți să ne pupăm. Să ne pupăm. Un băiat foarte frumușel care are un studio foarte tare, cu niște oameni foarte talentați acolo și a dat foarte multe hituri anul ăsta de la mai așteptăm pe la Famous noi. Productions. Am zis bine? Ia-o pe Andra să-i facem un colind. Gata, vin. Cu mare drag. Acum voi ne colindați, da? Da, da. Ce piesă? Ce piesă am vrut noi? Uite-te aici, că am versurile, nu vezi pe telefon? Nu! Deci are versurile pe telefon. Noroc că există versuri.ro. Ia-i telefonul, cum vrei pe telefon? Ia-mi telefonul dacă vrei să iasă. E foarte frumos. Da, să-ți iau telefonul. Oameni buni, așadar, grupul de colindători de la Famous Production au venit astăzi aici să ne colinde, să aveți baftă și felicitări pentru ce faceți acolo la voi la studio. Pentru ce cântăm, vreau să știu. Contați pentru cămăruță, pentru că voi deja sunteți niște colindători mai mari și avem o țuiculiță, un vinuț, o câzapuscă, tot ce trebuie. Asta vreau să știu. Șorici aveți? Avem și șorici. Asta zic. Avem tot ce trebuie. Haideți să ne pregătim. Vezi să nu te accidentezi, dacă cazi de pe clăpari ăsta, te-ai nenorocit. Te rog frumos. Mamă, deci asta e bucuria piticilor. Ea este Joe, oameni buni, iar oamenii ăștia frumoși au venit să ne colinde. Eduard, multă baftă și felicitări pentru ce piesă ai avut. Noi ne vedem mâine la ora 3. Până atunci, să poftească colindătorii.